Bine v-am regăsit la Doctor Online. Ficatul este responsabil pentru peste 500 de funcții ale corpului. Acesta este motivul pentru care astăzi invitata mea specială la Doctor Online este medicul Corina Lucaci, specialist în medicină internă. Bine v-am găsit! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Vreau să vorbim astăzi despre o afecțiune numită steatoza hepatică. Ce înseamnă ea de fapt? Da, steatoza hepatică este o afecțiune foarte importantă și o afecțiune care are o incidență din ce în ce mai mare. Ea în sine reprezintă depunerea de trigliceride de la nivelul celulelor ficatului. Adică de grăsime. De grăsime, exact. Există mai multe cauze. Noi o împărțim strict didactic în steatoză alcoolică și steatoză non-alcoolică. Steatoza alcoolică este cea care este dată de consumul de alcool la pacienții care consumă cronic și steatoza non-alcoolică este dată de alți factori. Și tocmai această parte din steatoză are incidența mare în ultima vreme. Este dată de sedentarism, este dată de un aport crescut de calorii, un aport de grăsimi semnificativ și de alte patologii. Apare în diabetul zaharat, apare în rezistența crescută la insulină și în alte boli. Dar cum se manifestă? Cum își poate da seama un pacient că are o problemă cu ficatul și în special merge către această afecțiune? Boala în sine nu are simptome specifice. Este foarte important de știut acest lucru. Unii pacienți pot să acuze disconfort abdominal, greață, astenie, dar mai important decât un anumit tip de simptom este să facem evaluarea corectă anuală. Că veni vorba de evaluare, ce fel de analize se pot face pentru a depista această boală și unde se pot face ele? Ce fel de analize? Diagnosticul începe de la primul contact cu pacientul. O evaluare pe care poate să o facă oricine, începând de la medicul de familie, medicii specialiști, evident că au toată paleta de investigații. În momentul în care este un pacient care are probleme de greutate, suprapondere, obezitate, un pacient care este cunoscut cu diabet de tip 2, de exemplu, și care se prezintă pentru o evaluare periodică. Este un consult, o anamneză, un consult general, care poate să arate prezența unui ficat mai mare și în urma acestui consult se indică paleta de analize de bază, inclusiv transaminazele, care sunt aceste analize de ficat. În condițiile în care există o problemă a ficatului, aceste transaminaze sunt crescute și atrag atenția. Și vreau să vă întreb, revenind la partea a doua a întrebării, unde poate un pacient să-și facă acest gen de analize? Acest gen de analize, evident că noi îl putem face pentru toată lumea care se adresează. Toți pacienții care au risc și care vin la Regina Maria primesc astfel de investigații și mai departe investigații suplimentare, pentru că nu ne oprim aici. Dacă pacienții și-au făcut acest prim pas, există pasul 2, în care vedem pacienții ecografic, o ecografie abdominală, vedem cum arată ficatul și stabilim oportunitatea unor investigații mai specifice. Aceste investigații în continuare se pot face la noi. Este vorba despre elastografia hepatică, care este de fapt o ecografie mai complicată. Nu are nimic pentru pacient, niciun risc. Este doar o ecografie. Același lucru simte ca la orice ecografie, care presupune un aparat special și un soft dedicat. Deci, elastografia hepatică este obligatorie. Mai putem face teste din sânge, care de asemenea se pot face la noi și unii pacienți, într-adevăr, preferă acest lucru atunci când își fac analizele obișnuite să-și ia și pentru testele specifice. Deci se poate face și la acest pas. Ultimul pas, cel de diagnostic definitiv, dar care se adresează mai mult cazurilor mai severe, deci cumva cazurilor selecționate care au urmat pașii primii, pașii de început și pentru care medicii atrag atenția că problema este serioasă. În această cauză, pacienților li se indică o puncție biopsie hepatică. Este o puncție care se face ghidată ecografic și care
putem să o facem la noi, ghidurile internaționale, consensul medicilor la nivel european spune că este gold standardul, adică standardul de bază pentru această boală, dar care nu la toată lumea este necesar. Înainte de a vorbi despre tratamentul acestei boli, aș dori să vă întreb dacă există metode de prevenție, să nu ajungem în momentul în care să trebuiască să tratăm. Există posibilitatea de a preveni această boală? Există posibilitatea de a preveni și ca să ne dăm seama de ce e important să prevenim, trebuie să spun două vorbe despre unde se poate ajunge cu această boală. Pentru că poate părea o boală ușoară, simplă, dacă pacienții n-au acuze, nu simt mare lucru, uneori este ignorată. Dar nu trebuie să o ignorăm, pentru că în ani este o boală lent evolutivă. Nu în zile, în ani poate să ajungă inclusiv la ciroză hepatică. Există cazuri de ciroză hepatică pe fond de steatoză deportite la această boală obișnuită. De asemenea, se asociază cu multiple alte boli, cum ar fi boli cardiovasculare, crește riscul de infarct miocard, cu neoplazii. Neoplazia de colon este una dintre cele mai frecvent asociate cu steatoza. Deci este foarte important să prevenim boala. Cum? Și cum o putem preveni? Printr-un stil de viață sănătos. Putem să luăm medicamente, ca o să ajungem și la partea de indicație farmacologică, doar că primul pas și cel mai important pentru această boală este stilul de viață. Se indică, evident, mișcare, minim de 30 de minute de mișcare în fiecare zi. Se indică un regim de viață sănătos, cu aport scăzut de grăsimi, în special grăsimi nesănătoase și înlocuirea acestora cu grăsimi mai sănătoase provenite din in, din dovleac, din nuci, uleiul de nuci, uleiurile de... sunt foarte indicate în astfel de situații. Produsele pe bază de pește, iarăși se indică. Înlocuirea unui aport crescut de fructoză, băuturi și alimente cu fructoză, acestea trebuie să înlocuite cu fructe proaspete. Da? Deci un aport crescut de fructe și legume, salată foarte mult. Evident, avem în vedere și o reducere a aportului caloric. Pacienții care au o problemă de greutate, suprapondere sau obezitate, trebuie să-și reducă aportul caloric și să scadă în greutate. O scădere în greutate care nu trebuie să fie foarte drastică pentru a nu stresa organismul, dar care trebuie obligatoriu să fie făcută. Dacă nu am respectat toate acestea și am ajuns totuși la faza de diagnostic de steatoză hepatică, care sunt cele mai eficiente tratamente pe care le puteți indica pacienților? Și la tratament plecăm la fel. Schimbarea stilului de viață. Explicăm din nou pacienților ce înseamnă să adopte un stil de viață sănătos. Schimbarea stilului de viață la această boală face aproximativ 80% din tratament. Evident, există și metode farmacologice, dar acestea sunt diferite în funcție de ce alte patologii mai are pacientul. Și acestea sunt indicate de medicul curat. Am o curiozitate legată de medicația care poate fi dată unei persoane și care are probleme hepatice. Dacă nu, medicamentele afectează mai tare ficatul decât îl tratează. Acum, evident, în întreaga paletă a medicinei interne există medicamente care afectează ficatul. Da, sunt medicamente, dar pe care noi le cunoaștem și pe care întotdeauna le dăm doar în cazurile strict specificate. Doamna Corina Lucaci, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații și vă mai așteptăm la Doctor Online. Mulțumesc și eu!